Calendarul bisericesc este un sistem de măsurare a timpului care, pentru creștini, capătă și un rol mai profund de ghidare a vieții duhovnicești. În Arhiepiscopia Bucureștilor, calendarul creștin-ortodox pentru anul 2024 a fost deja tipărit și este disponibil la pangarele bisericilor, în librăriile și magazinele de cărți și obiecte bisericești, precum și pe website-ul www.colportaj.ro. Calendarul creștin-ortodox pentru anul 2024 va fi editat ca în fiecare an în 6 formate diferite. Pentru moment, au ieșit de sub tipar calendarul agendă mică și calendarul foaie de perete, care pot fi deja achiziționate. Calendarul bisericesc este un reper important al vieții noastre creștinești, fiindcă el ne arată că timpul nostru începe cu Dumnezeu și toate cele din viața noastră se rânduiesc potrivit Lui, Dătătorul vieții și Mântuitorul nostru. Creștinul ortodox sădește permanent în firea lui simțământul că orice lucru început cu Dumnezeu își aduce roadele lui la bună vreme și sunt binecuvântate. Calendarul creștin ortodox pentru anul 2024 a fost tipărit și poate fi achiziționat de la pangarele bisericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, de la librăriile și magazinele de cărți și obiecte ale Arhiepiscopiei, precum și de pe site-ul oficial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, www.colportaj.ro. Calendarul pentru anul 2024 aduce câteva modificări numărului sfinților pomeniți. Anul 2024 în Patriarhia Română, precum găsim în cuvântul înainte la calendarul ortodox, Patriarhul României, Preafericitul Părinte Daniel, menționează că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2024 drept anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și anul comemorativ al tuturor sfinților tămăduitori fără de arginți. În ședința de lucru din 4 iulie 2023, Sfântul Sinod a hotărât înscrierea a 3 sfinți în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. În ziua de 7 septembrie, Sfânta Cuvioasă Casiana Imnografa, în ziua de 2 iulie, Sfântul Ierarh Ioan Maximovici, iar în ziua de 28 august, Sfântul Cuvios Iosif Isihastul. De asemenea, cinstirea icoanei Maicii Domnului Acțiune Stin, dar și prima prăznuire a sărbătorii aducerii moaștrilor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, în data de 13 iulie. Vedem că în anul 2024 se împlinesc 250 de ani de la aducerea moaștrilor Sfântului Cuvios Dimitrie la București. Fiecare dintre cele 6 formate de calendar se diferențiază prin anumite particularități. Calendarul creștin-ortodox, foaie de perete, cuprinde calendaristica pentru anul 2024 și rânduieli bisericești aprobate de Sfântul Sinod. Calendarul agendă tip foaie este ilustrat cu icoana Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Calendarul agendă mică are în plus față de calendarul tip foaie pe perete cuvântul înainte al Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, rugăciunile începătoare și prezentarea sectorului pelerinaj al Patriarhiei Române și a componentelor Centrului de Presă Bazilica al Patriarhiei Române, adică Radio Trinitas, Trinitas TV, Publicațiile Lumina, Agenția de Știri Bazilica și Biroul de Presă al Patriarhiei Române, iar pe coperta A4, prezentarea pe scurt a serviciului de colportaj bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Calendarul tip agendă mare cuprinde în plus față de calendarul tip agendă mică, organizarea canonică și administrativă a Bisericii Ortodoxe Române, precum și datele de contact ale sectoarelor din cadrul Patriarhiei Române și Arhiepiscopiei Bucureștilor. Calendarul tip spiră cuprinde pe lângă calendaristica pe anul 2024 și 12 icoane din catapeteasma Paraclisului istoric, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din ansamblul reședinței patriarhale, iar calendarul de birou sau cu picior păstrează formatul din anii precedenți, caracterizat prin utilitatea sa practică. Calendarul creștin-ortodox pentru anul 2024 poate fi achiziționat de la pangarele bisericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor sau de la librăriile și magazinele de cărți și obiecte bisericești. De asemenea, calendarul poate fi comandat și online de pe site-ul www.colportaj.ro.